Începând de astăzi, 17 mai, de la ora 15 până mâine dimineață la ora 6, județul Mehedin se află sub atenționare meteorologică de cod galben, ce vizează instabilitate atmosferică temporar accentuată și intensificări susținute ale vântului. În intervalul menționat sunt prognozate averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice și izolat grindină. Pe timpul ploilor trecători, vântul va lua aspect de vijelie. De asemenea, pe parcursul zilei de marți, 18 mai, în intervalul orar 06-23, județul nostru se va afla sub incidența codului galben de intensificări susținute ale vântului. Până mâine dimineață, la ora 6, județul nostru se află sub atenționare meteorologică cod galben, ce vizează instabilitate temporar accentuată și intensificări susținute ale vântului. Totodată, pe parcursul zilei de mâine, în intervalul orar 6-23, județul nostru se va afla sub incidența codului galben de intensificări susținute ale vântului. În cazul manifestării vântului puternic, recomandăm cetățenilor să rămână în spații închise care le asigură protecția și să evite deplasările. Totodată, pentru limitarea posibilor pagube generate de vântul puternic, parcarea autoturismelor se va face la distanță față de copaci și stâlpi de electricitate care ar putea fi doborâți. În cazul manifestării vântului puternic, ISU Mehedin se recomandă cetățenilor să evite deplasările și să se adăpostească în locuințe sau alte spații închise care le asigură protecția. De asemenea, pentru limitarea posibilor pagube generate de vântul puternic, parcarea autoturismelor se va realiza în zone ferite, la distanță față de copaci, panouri publicitare sau stâlpi de electricitate care ar putea fi doborâți.